Orientul Profund, tot ceea ce am întâlnit în toți acești 7 ani de căutare și de surpriză și de inițiere, a fost o lume suprapusă, sofisticată, mult mai sofisticată decât ne închipuim din clișeele pe care le vehiculăm de obicei ca beneficiari ai jurnalelor TV sau ai anumitor informații din diverse surse. Și nicio clipă această lume suprapusă și controversată nu seamănă cu adaptările diplomatice, comerciale, economice pe care Orientul le face în fața noastră ca turiști, tocmai ca să supraviețuiască și să câștige dintr-o afacere turistică. Nu. Orientul anului sau începutului de mileniu al treilea e totuși o lume separată de noi prin multe avataruri și taburi și cred că dacă am reușit să spun asta, am reușit în mare parte ceea ce gândeam. Nu știu, dumneavoastră, în calitate de cititori, cu siguranță veți ști mai bine să răspundeți dacă am făcut-o sau nu. Deci, ce vreți să mă întrebați? Sau ce vreau pot... să vă întreb ce a rămas în inima și sufletul dumneavoastră după ce în cele trei romane ați elogiat frumosul și sentimentele femeilor, începând cu pietrele prețioase și terminând cu Persia, pe care a poftit-o și Alexandru Macedon și toți au vrut să ajungă acolo. Se spune că Dumnezeu, când vrea să facă un dar muritorilor, le acordă o excursie. Eu am fost în Persepolis și aveam în memorie Persepolisul care este reconstituit pe un DVD, nu știu dacă l-aveți. Până am văzut cam tot ce se putea vedea în materie de albume, da, de film, până să ajung acolo. Da. Numai o clipă că mai există o întrebare și vreau să le punem împreună, că nu avem mult timp, vă rog. Vreau să vă întreb, vizitând un subiect sensibil legat de Orient și de islamismul, este condiția femeii. Eu recunosc că personal n-am reușit să vizitez decât Emiratele Arabe Unite, repetate rânduri, unde total percepția mea s-a schimbat radical văzând cum stau lucrurile de fapt la fața locului. Și acest lucru vreau să vă întreb, care a fost percepția dumneavoastră